avut vreodată un moment în care viața ți-a trecut prin fața ochilor? Bine, dacă nu, uite-te la acest videoclip. Haideți să vedem ce avem. Ok, s-a pus în pat. Nu, bro, cum am șfăcat-o ca Gicusu. Efectiv, m-aș fi speriat foarte tare în locul ei. Adică pare foarte scary. Momentul în care am încercat să le pilez pe iubitul meu pe cap. Bro, dar ce ai făcut? Ai luat și pielea pe lângă păr, sau? Pare în culoarea era de la ceară, dar sincer să fiu, băi, când am văzut prima dată părul ăla pe șervețel, am crezut că i-a luat cu tot cu piele capul. Nu se poate așa ceva, lasă încolo. Gândiți-vă doar cum ar fi fost să vă epilați și să fi văzut asta pe șervețel. Adică eu m-aș fi speriat foarte tare. Lovește-o piniata, dă-i mai tare nea. Ok, au picat dulciurile? Nu! Nu se poate așa ceva. Nici nu vreau să știu ce s-a întâmplat după ce s-a pus pauză la videoclip. Trecem mai departe, cred că e mai bine așa pentru toți. Ia să vedem, vopsește, a lovit-o. Nu! Nu se poate așa ceva. Băi, nu-mi vine să cred, ce copil rău. Adică fix în momentul în care vopsea maică-sa prin casă a făcut asta. Lasă-o încolo de treabă. Uitați-vă cum i-a picat vopsea aia pe față, i-a intrat în ochi. Parte un cal. Nu, i-a dat headshot. I-au sărit dinții, ce s-a întâmplat? De asta nu o să stau niciodată atât de aproape de un cal. Adică uitați-vă ce se poate întâmpla. Niciodată să nu încerc să săruți o alpaca. I-a dat-o, a spălat-o pe a spălat-o pe față. Uitați-vă și voi. Oamenii ăștia nu se gândesc când se apropie de ele. Adică asta e reacția lor normală când văd o persoană. Arată foarte drăguț, dar sunt foarte rele. I-a adus tortul, la mulți ani, ok? I-a dat foc la bluză. Nu! Cât de nașpa e să pățești chestia asta de ziua ta. Adică uitați-vă, dar bine, și-a băgat ea mâna în lumânarea aia, care era oricum singura de pe tort. Deci care ar fi fost șansele? Dar sincer să fiu, un tort foarte frumos. Ce faci cu rucsacul ăla? Te rog, spunem că nu o să te lovești. Te rog, spunem că nu o să fac. M-am grăbit să zic, cred că nici el nu se aștepta la asta. Păi, dar a avut o minge în ghiozdanul ăla. Adică nu e normal că o să-ți sară direct în față. Ok? Nu, 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 e atât de greșit. Vrea să facă niște sport? Nu, 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 nu. S-a izbit cu fața aia de zi, bro. Băi, și ce piruetă a făcut la final, cică ceva de genul. Ok, o sobă? Ce-a pus în ea? Ce-a pus în ea de a explodat așa? Vreau să știu. A vrut să facă sarmale? Ce-a vrut să facă acolo? I-a dat niște baloane? Nu. Mă gândesc că avea nevoie de mai multe baloane ca să poți să ridici un copil. Prietenul meu a încercat să sară de pe un stâlp pe altul și asta s-a întâmplat. Haideți să vedem. Nu, 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 nu. Și nu vreau să mă gândesc la durul după. Cred că a regretat complet decizia. Adică uitați-vă și voi. Nu. Ok, la sală? Bro, ce... bro, cred că omul ăsta e un gimnast. Adică, uitați-vă și voi cum s-a rotit. Imposibil așa ceva. Îmi punea jen acolo, ce sub mătură, vreau să știu. Ai o broscuță. A sărit, cred că a sărit pe el. Hai să vedem, i-a tras scaunul. Cum se poate așa ceva? A rămas și fără masă și fără scaun. Haideți să vedem. Este într-un parc. Ok, ok, se descurcă. Și... nu, 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 nu. Nici au făcut treaba într-o oarecare măsură. Haideți să vedem. Ăla e un șarpe. L-a aruncat direct pe el. Bine că ne-a sărit pe copilul ăla. Ce se gândește omul ăsta să facă? Ce? Nu, nu. Efectiv, oamenii ăștia și-au văzut viața prin fața ochilor. Adică nici nu cred că s-a gândit prea mult înainte să facă asta. Uitați-vă doar la fața lui. Or să doarmă, bun. I-a dat mare palmă. Ce copil rău. N-a vrut să stea maică-sa lângă ea. Ia să vedem, a luat mașina de tuns. Nu-mi zic că aia e pornită, nu-mi zic că o să... Și-a tuns părul, bro. De asta ar fi mai bine ca mașinile astea să nu fie conectate la curent. Ei sunt într-un topogan, pare foarte distractiv, n-am să vă mint, haideți să vedem ce se poate întâmpla atât de rău. După cum vedem și noi, se distrează, se simt bine. Ce o să se întâmple? Bro, ce o să se întâmple? Ei, nu, 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 nu! A intrat în el? Nu! Cum a zburat tipul ăla de pe lac? Vă din nou, efectiv, l-a catapultat. A crezut că este un hamster doar în Africa și ce era chestia aia? Ce a sărit de acolo, bro? Arată scary. Era un păianjen? Să fi fost un păianjen chestia asta. Efectiv, părea foarte mică, dar s-a făcut foarte mare. Ok, nu! Și-a distrus vioara. Bro, dar ce o lipit-o de față la femeia aia. Adică hai, lasă-o încolo de vioară, săraca femeie. Cât de tare ar fi să poți să câștigi ursul ăla. Adică cred că cel mai mare de... Era o farsă? S-a despaunat. Omul meu s-a despaunat acolo. Nu, 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 nu. De ce este omul ăsta atât de calm când are dita mai vaporul în spate? Adică uitați-vă și voi, n-are nicio grijă. Uitați-vă la fața lui. Cum poți să rămâi calm? Nu-mi zi, are și partea 2. Bro, se apropie pe atare de el. Nu. Bro. Uite-te și învață. Haideți să vedem. Deci s-a pus la masă. Frumos.
A vrut să frământe și ea marea lua, dar și-a dat cu chestia aia în cap. Ok, o rățușcă, o rață stă pe lac. Haideți să vedem. Oh, aia nu era o piatră. Nu, cât de rău îmi pare de ea. Neapărat like dacă și ție îți pare sufletul rău de ea. Niciodată nu am crezut că mă va face în felul ăsta. Haideți să vedem. Deci doarme în pat. Sătura aia care e foarte călduroasă, n-am să vă mincre. Nu, 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 nu. Oh my god, nu vreau, nu vreau să văd cum se termină videoclipul ăsta. Bro, nu-mi spune o trezește. Gândiți-vă doar cum să fie să vă treziți și să fiți înconjurați de gândaci. Nu, nu. Dar de ce a avut reacția aia atât de întârziată? Adică eu m-aș fi speriat mult mai tare. Sincer să fiu, parcă s-a speriat în slow motion. Și de ce a rămas în pat? Adică eu aș fi plecat de acolo imediat. Haideți să vedem ce mai avem, ok? Nu! S-a dus, măcar i-a rămas băutura în mână. Bro, omul ăsta o să-l catapulteze de acolo. L-a trimis pe lună. Și uitați-vă în spate cum a sărit. Stai un pic. Nu, videoclipul ăsta e editat? Deci uitați-vă acolo în spate cum s-a dus. Ok, spal un pahar. Nu-mi zic că o să bei apă de acolo. Oh my god. Headshot și-a dat. Afară? De ce a fugit câinele așa de repede? A văzut ursul? Nu! Păi și cum a închis ușa după el, adică cred că l-a văzut stăpânului că vine. Nu m-am așteptat la asta. Ce chestie asta? E un fotoliu? Nu-mi zic că cineva a cumpărat. Ce era acolo? Stai un pic, ce-i cu chestia asta? Și de ce ai putea să-ți cumperi o față din asta? Nu, ce faci? Ai vărsat pe lângă pahar. Băi, mai rău de atât nu se putea. Oh my god, tipa asta pescuiește cu un cremvuști. Haideți să vedem dacă prinde ceva. Ok, filmare în slow motion. Bro, nu, cât de mare, dă-i drumul. Aruncă cremvuștiul. Nu. Ia să vedem, e pe gheață? Nu. Bro, efectiv putea să pice cu totul în lacul ăla. Și uitați-vă ce poziție și-a luat omul. Parcă a vrut să o facă intenționat, nu știu. Bro, de ce sunt așa de multe? Oh my god, câte pică mai sunt? Bro, efectiv, frigiderul ăla era umplut până la refuz. Du-te și fă curat în cameră. Nu este camera mea, este casa mea, ok? Atunci du-te și curăț-o. Oh, ce deștept e copilul. Wow, ce o zis-o la maică sa. Nu-mi vine să cred ce copil deștept. Ok, nu. Efectiv, ăla cred că a fost instinctul puiului acela. Adică oricum ar fi urmat să fie mâncat. Așa că și-o scurtat viața cu câțiva ani. Săracul de el. Ok, un topogan. Wow. De ce e atât de periculos? Efectiv, și de ce se mai dau oamenii pe el? Adică uitați-vă cum pică. Nu. Oh my god. Ăsta a fost videoclipul. Neapărat subscribe, like dacă vrei să mai vezi încă unul, o să apară acum două pe ecran.